Mă numesc Felea Sorin și sunt voluntar la Pastila de Lectură și astăzi doresc să citesc Magonia de Maria Dahavana Hedley. Capitolul 1. Spitalele sunt viața mea. Asta le spun oamenilor când am chef să fiu cumva amuzantă și enervantă, ceea ce se întâmplă adesea. E mai simplu să ai o replică gata făcută când ești silit să intri într-o conversație cu cineva care își face o față fals drăguță, fals îngrijorată sau fals interesată. Metoda mea preferată e următoarea. Fac o glumă, fac o față jumate exactică, jumate afectată și termin discuția în 5 secunde maximum. Aza. N-am nimic grav, nu-ți face griji, doar că le am cu spitalele. Persoana respectivă, da, aha. Îmi pare rău să aud asta. Sau, nu, stai, îmi pare bine. Ai zis că n-ai nimic grav. Mă bucur. Aza cu o față și mai afectată. E deosebit de drăguț din partea ta să mă întrebi. Subtext. Nu e. Las-o baltă. De obicei, lumea nu mă mai întreabă nimic după asta. Cei mai mulți sunt doar politicoși. Părinții mei, familia mea, nu neapărat, dar alții... Profesorul suplinitor care se miră că tușesc și că trebuie să ies din clasă și apoi mă duc la cabinetul medical și apoi să dea un mic telefon la 911, să cheme o ambulanță care să mă ducă cu drag înapoi pe teritoriul meu familiar cu linoleum alb. Oamenii de genul ăsta nu vor să-mi amintească de chestii pe care fără îndoială le știu deja.